Înainte de începerea episodului, vreau să-i fac o promovare lui Supreme Boy. Este un tânăr pasionat de Fortnite. Dacă sunteți fan Fortnite, intrați pe canalul din descriere. Acum, să trecem la episod. Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi am să reacționez la mimurile pe care mi le-ați făcut, că văd că mi-ați făcut foarte repede o grămadă de mimuri abia ce postasem videoclipul respectiv. Hai să văd pe Discord ce mimuri mi-ați dat. Ah, Jon Snow. Bă, da, a tăiat foarte mișto. A știut să editeze cum trebuie. Mi-a pus foarte bine fața aici. Hai să vedem ce mai avem pe aici. De la Gică Capotă. Ăsta nu mi-a făcut mim. Pingu Ping. Ce mim mi-a făcut ăsta, ia? Show me the best, fucker. I said best. Perfection. Ok. Ia, ăsta cum e. Bă, îmi place. Mi-a pus... Bentița aia, cum naiba să spune, dar trebuia să-mi fi pus fața invers. Totuși, trebuia să-mi întoarcă mutra și ieșea la fix Ricardo ăsta. Ia. Ok. Mi-a pus pălăria asta, zici că-s ceva evreu. Noob pro Russian. De ce? Dar am plăcut, mă luau poza asta când aveam și cioc. Ăsta mi se pare mișto, ăsta chiar e fain. Trebuia să-i fac ceva așa la edit. Și e așa fain. Chiar aveam cândva părul așa. Putea să fie și tu mie mișto. Ăsta ce mie mi-a făcut. Ok. Un edit de nota 7,5. Mai mult atât nu-i dau. Ia, de la Alex ăsta, să vedem. Mamă, ce mișto e ăsta. Cu burrito-ul. Mariachi. Hai să văd pe Discord aici, pe bârfă, ce ați făcut. Ce dracu. Breaking news live tot timpul. Gringam. Drag. Cum? Drag ne-a așa violent. În seara asta. Ceau că fă. Ovidiu, vloggerul care a câștigat la loto un leu. Și apoi s-a păcat. Dar s-a răzgândit. Și s-a dus să bea cu fratele său Geamăn. Și cu încă doi prieteni. Și apoi s-a dus toți la curvele aia. Că sfârșit. Made by Gigi. Eu nu știu de unde a luat poza asta din stânga cu mine, dar mi se pare mișto. După vreau când aveam cioc. Ăsta este un candidat pentru cele mai bune mimuri, că l-ăsta am râs. Hai să vedem ce mai e pe aici. Bun, și ăsta e candidat pentru cel mai bun mim. Hai că l-ăsta am râs mai mult. Ia. Păi ești nebun. Bă, ăsta e super reușit. Ma, la asta n-am râs, dar mi se pare foarte mișto editat. Hai să vedem ce mai e pe aici, ce mimuri. Bă, este genial, mâncava așa întâi, ia. Stai să deschid mai mare. Ok, eu cu ceva de ăsta de la CT, mi-am făcut un selfie cu soldatul de la CT. Bună asta, ia, ce mai e pe aici? Eu lângă un cântăresc de manele. Asta o șterg naibii de aici, nici nu vreau să văd așa ceva. Ok, ce mai e pe aici? Așa arată un om după 3 zile de jucat Metin 2 și a ascultat muzică rock. Ei, hey, eu nu joc Metin 2. Putea să fi zis Apex Legends sau ceva de genul. Ia, ce avem aici? Ăsta are o găină în brațe? Sau are în general găina în brațe ăsta de la Teron, nu știu. Și eu aici arătam și eu așa ceva de genul la cameră. Ok, bunicel, îmi place că mi-a pus caugula. Hai să văd ce mai e pe aici. Mamă, ce mișto e asta. Aoleule. Ia. Aici am curățat filme porno. Ok, nu văd legătura. Din nou ăsta cu Ricardo. Ia. Ăsta l-am mai văzut. Ok, e un milițian aici. Ăsta e bun. Hai că-mi place, la tăia mișto. Așa, e o coșă de gunoi. Dar îmi place că a făcut editarea foarte bună. Ia. Mai stau și la țară, ăsta ai reușit? Să mă duc la cineva care are budă de-asta și să fac o poză. Autofoto cut paste. Dar îmi place, hai că e mișto și ăsta, ia. Încă da ce stă lența. Aoleu. Ăsta-i cel mai bun. Doctorul, o să mor curând, Ovidiu. Cu toții murim într-un final. O să ajungi în iad.
Măcar o să-mi ții de companie acolo jos. Bă, o replică destul de bună asta. Noi prietenii lui Ovidiu. Bun și ăsta, bun și ăsta. Ia. Oh, Breaking Benjamin. Ăsta-i mișto, îmi place. Trebuia să fi pus un filtru mov. Deci dacă îmi punea un filtru mov pe față, era la fix. Dar îmi place, foarte bună ideea asta, îmi place. Unii cel mai bune biburi. Ia să-i dau play. Hai să văd cum e. Se fi că m-a luat poliția. Asta îmi place. Moartea soților Ceaușescu. Ok, și asta e mișto. Adică îmi place și asta. Chiar n-am idee. Au fost o grămadă de mimuri absolut geniale. Deci îmi place. Vă faceți niște editări foarte mișto. Dar cred că cel mai mult am râs la ăsta cu aselenizarea. Ok, tipul ăsta se pare că mi-a făcut mimul cu aselenizarea. Pentru treaba asta a câștigat o promovare. Hai să-i dau un mesaj. Hai să-i scriu aici, poate până editez îmi dă link-ul. Dacă nu mi-l dă până termin de editat, îi fac promovare separat. Hai că i-am dat mesaj, poate o să răspundă. Ia, văd că mai am o ce prietenie. Dar noi am acceptat-o pe ăstuia. În fine, PC Gamer Ro, sper că o să răspunzi la mesaj până termin de editat. Dacă termin de editat, o să pun la final, la... Știți voi, încheierea aia, ce apare în partea aia acolo. O să pun... și linkul de la canalul lui. Cam ăsta a fost videoclipul de mimuri. Sunt sigur că probabil mulți n-ați văzut încă încă episodul în care v-am zis de poza aia să-mi faceți mimă, așa că puteți să-mi faceți în continuare și o să fac și partea a doua. Oricum, mi-a făcut plăcere, sunteți geniali, sunteți ce mai tare la mimuri, să-mi bat picioarele. Cam atât. Hai că încheie aici, ne vom vedea data viitoare. Ciao, les!